ce mare dramă este pe un apicultor când e roit. Deci în clipa în care e roit, pleacă și roi secundar, pleacă și rămâne stupul gol. Iar ultima care rămâne acolo, maca, riscul să ducă și nu se mai întoarcă. Adică o mănâncă o pasăre, se întâmplă, da? Din noi. Și acest lucru se termină cu dispariția familiei aproape. Se besmetișește. Deci de aceea măcile din schimb liniștit sunt valoroase, foarte valoroase, de dorit. Nu de la roitoare. Roitoarele, da. Apicultorii de sunt, nu doresc să am așa ceva, pentru că nu stau toată ziua să le urmăresc, le caut. Cine are sute de familii, ați vine, păi ce face acolo? Da? Deci trebuie să putem dirija totul din calitatea măcilor. Spuneam aici că am pus ramele astea cu etnul, cata de cluzionare, ții minte, le-am adus. Albina Stălin și tot, să vedem matca. Te-am spus că nu e deloc stresată, că i-am adus câteva albinuțe, le-am adus pe cele care erau nu, erau supărate că n-au matcă, că ce fac el, și acum când au găsit mirosul mărcii de aici, nu sunt decât pe fericită, foarte fericită. Deci iată, dragilor, cum facem lucrarea. Toată albina e liniștită, pentru că astea două rame care le-am adus sunt deja scoase cu vreo două zile înainte și bucurii mari le-am făcut lor. Până că transvazăm aici, am pus, punem și ramele trei. Două le-am avut de curană, a treia cele acolo. Și pe urmă între o filmare și duci la Polen, că și acolo e lucrare importantă, da? Da, da. Și noi continuăm cu ceea ce am promis că facem, anume populăm acolo în față cu restul ramelor cu cuiet căpăci. Și fără să ne mai gândim că avem nevoie să fi stat două zile deoparte. Luăm, le pun un gal alta fără nici emoții. Mai important de unde îl luăm să nu luăm matca. Asta e cel mai important. Dacă matca deja o aici. Matca, sigur că da. Și dacă l-am luat-o de acolo, l-am orfanizat pe ăla. Pe ăla l-am distrus. Da? Deci asta e problema. Adică eu sunt ăla lovitul. Trebuie cu atenție. Foarte multă grijă, atenție să nu greșim. Deci albina de acum intră pe aici, liniștit, nu-i problemă. Noi o să luăm stupul. Aici o să băgăm familia, matca aceea care era gătuită acolo, trebuie să ne ducem să vedem ce se întâmplă cu ea. Și cum asta nu are, încerc să le pun într-o singură ladă. Știi? Cum asta la altă nu are mărcuță, de aici. Atunci încerc să le pun într-o singură ladă. Cum o să operăm? Care va fi ideea? Știi bine că aici era, la mijloc era rama aceea. Acum, pe asta o scoatem, că va fi o singură matcă aici. Din asta, dar știm noi ce mai găsim în alții, vom vedea. Ca să fie treaba bună, am să o bag la mijloc. Eventual aici mai bag unul de la altul care îl cercetăm ca să le eliberăm, să facem aceeași lucrare, da? Așa. Și deci mă pregătesc cu treaba asta.
și am să încerc așa. Ăsta avea așa puțin albine și mi-ai luat și pe asta o parte din călătoare să duci acolo. Ăsta îl zăpășesc de tot. Însă, ce sper eu să fac, e ca punând albina asta de aici, să-l putem ajuta. Dar acum drama mare este că deja o gătuia propria lui albină. Ce se va întâmpla, oare, cu, când e cu șpasul ăsta? Dacă continui să o presezi, nu știu ce, atunci mă întreb, e a ei albină sau asta la tu ajută pe aceea și îi dă o mână de ajutor și o moară? Aici am o problemă. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat între timp, dacă o renunța sau nu, schimbându-i casa. Că dacă i-am schimbat casa, eu zic că n-ar avea motiv. Ar trebui să fi renunțat. Deci ar fi trebuit să renunțat. Să fi renunțat la ideea aceea de o agresa. Vom vedea. Încep să vorbesc dinspre chiar dinspre diafragmă. Așa. Uite cum a coborât o dată jos o moară. Chiar o omoară ăsta. Nu sunt setele astea. Deci, și-au pus în gând să o omoară. Știți ce trebuie să-i facem acum, dacă mai găsim în viață. Dacă mai găsim în viață, trebuie să băgăm într-un bigodiu. Nu se degeaba. Vedem unde este. Deci el stătea numai dacă o avea acolo, în mijloc. Hai să-l cercetăm, să vedem. Ne-am întâlnit cu o problemă destul de urâtă asta. Deci nu prea mă sunt încântat de faptul că mi se întâmplă așa o chestie, dar hai să încercăm să o înțelegem, că ceva îi, de regulă asta, ar fi. Ea e stresată, că e depășită de cât de bine o marca, are un ritm așa de puternic, și ea e puțin albine, ba mai mult. O parte din ea este bătrână și nu mai are cu ce hrăni puișorii. Deci, larvele țipă, mâncare. Astea nu au. Păi, ce facem? Din unde vine necazul? Din aia. Hai să oprim. Încerc acum să văd dacă e pe ramă. Aleargă. Albina caută. Deci, în stare să o omoare, numai ca să poată salva. Aici e una, în tot înghesul. Ia să căutăm noi un picudiu și să o căutăm. Aici, cred că...
acolo unde vezi gheamă. Biguriu, cred că e șar. Nu mai avem baterii. Mai bine trebuie să pune. Eu convins acum. Vedeam, nu mai vedem ce s-a întâmplat cu el.